DJI Ronin S2. Astăzi îi facem unboxing. Dar stai, am și DJI Ronin SC2. Vreau să vedem prima dată DJI Ronin S2. Așa vine DJI Ronin S2. Vine într-un într case uh, de material, textil de data asta. Mi se pare mult mai compact pachetul ăsta Mi se pare mult mai uh, solid. Ține. Ani buni, fără nicio problemă. Mi se pare o mult mai compactă și mult mai ok decât acele case-uri din spumă. Hai să vedem ce înăuntru. Oh, înăuntru. Oh, cum arată? Este wow. Cred că este carbon, fibră de carbon. Uh, cu roșu și cu negru arată impecabil, arată foarte, foarte bine acest DJI Ronin S2. Lăsând parte, și vedem ce mai este în pachet. Cablurile pentru conectarea camerei direct la stabilizator. Suportul ăsta cred că este pentru protecție la motoare, trebuie să văd exact cum și ce. Din nou alte prinderi și suporti. Șuruburi. Un braț pentru prindere. Mânerul care are și baterie în el. Trepiedul. Patina despre care vom vorbi imediat. Am citit niște specificații foarte tari. Și cam asta e tot ce se află în gentuța asta. Acum o să-i prin bateria. Bun. S-a blocat e foarte stabil, foarte sănătos, ca să zic așa. Îi voi pune și trepiedul. Și acesta este noul Ronin S2. Arată senzațional, dar vreau să văd care e treaba cu patina, un lucru care mă interesează foarte mult la noul model. În primul rând, avem Quick Release pe această plăcuță. Deci este super important, pentru că de fiecare dată când dădeam camera jos trebuie să recalibrez tot uh, tot stabilizatorul. Acum Pot simplu să scot plăcuța, am scos camera, filmez orice altceva și apoi trebuie doar să o pun la loc și totul este calibrat. Totul rămâne calibrat pentru că este doar plăcuța, nu se mai mișcă totul. Și mai este un sistem foarte tare care este nou și îmi place extraordinar de mult. Reglajul patinei este fenomenal. Odată ce am introdus patina se reglează foarte, foarte ușor din acest knob, ca să zic așa, din acest buton rotativ nu mai trebuie să ne chinuim cu camera față, spate. Tragi mai mult, alunecă, ai pus prea multă presiune, ai apăsat prea tare și camera s-a mișcat foarte mult. O reglăm foarte puțin, cât un milimetru o putem regla față, spate. Lucru care ne ajută super, super mult la calibrarea rapidă. Pe lângă toate astea, acum avem și display aici, în, înspre noi, da? ca să-l vedem întotdeauna, unde văd că avem Start calibration, foarte, este și task prin display este foarte ușor. Start calibration, cred că se va calibra, vom încerca imediat. Start calibration, wow. În momentul ăsta se calibrează, motoarele se calibrează în funcție de cameră, evident, acum nu este nimic pe el și se va calibra greșit, cred. Calibration complete, s-a calibrat. Atât de simplu a fost să-i dau calibrare o grămadă de funcții pe care le putem seta direct de aici, din stabilizator cu touchscreen, display cu touchscreen, ceea ce e next level. Acumulatorul are quick charge, se încarcă mult mai repede decât versiunea anterioară, ceea ce este un lucru extraordinar de bun pentru cei care, spre exemplu, filmează la evenimente, pentru că într-o mică pauză poți pune stabilizatorul la încărcat și se încarcă foarte mult într-o perioadă foarte scurtă și cred că cel mai important lucru la noua versiune este faptul că suportă o greutate mai mare. Un lucru esențial, ca să zic așa, pentru un stabilizator. Este prima dată când îl desfac, este prima dată când îl văd și la prima vedere se vede foarte clar că este în adevăratul sens al cuvântului un upgrade. Și acum Ronin SC2 care vine într-o geantă asemănătoare sau poate chiar la fel, în primul buzunar avem patina, cablurile, trepiedul, din nou alte cabluri, șuruburi, suporți, și în buzunarul de jos Ronin SC2, care este diferit. Este o diferență mare între Ronin SC și Ronin SC2. În primul rând văd că bateria nu se mai poate da jos, acum nu se mai poate schimba, este în mâner și este prinsă tot timpul de mâner, nu se mai poate schimba. Ăsta poate să fie un lucru bun, poate să fie și un lucru rău. Ideea e că în timpul unui eveniment nu poți să schimbi bateria, nu poți să cumperi alta de rezervă, trebuie neapărat să-l lași la încărcat, dar are și el quick charge, se încarcă foarte, foarte repede, deci nu cred că ar fi o problemă. În general, acumulatorul ține cam 14 ore. Nu cred că are nimeni de filmat 14 ore în continuu cu un stabilizator. În al doilea rând, văd că se poate folosi în mai multe poziții. Da, se poate desface. Cred că se poate folosi și așa. Sau mai degrabă așa. Ok. Și se aduce și în poziție normală. Mă bucur mult că și pe versiunea SC avem display și se pot schimba funcțiile dintr-un buton care este în partea stângă. În comparație cu Ronin SC, prima versiune, lucrul acesta este un plus foarte, foarte mare, pentru că reglezi totul direct din stabilizator, fără să mai fiu nevoit să conectez cu telefonul, să mai conectez la aplicație și așa mai departe. Patina are quick release și aici un lucru extraordinar de bun. Cred că e cel mai important punct pe care mi l-aș fi dorit la un stabilizator să am quick release ca să nu fiu nevoit să decalibrez totul momentul în care dau camera jos. În schimb, mi-aș și dorit să văd și aici același sistem de reglaj care la Ronin S2. Aici este clasic, trebuie să împingi camera cu mâna și să o poziționez așa cum trebuie. Ne-am obișnuit cu sistemul ăsta de calibrare, nu ar fi o problemă, dar pe Ronin S2 este un lucru fenomenal din punctul meu de vedere. La ambele modele, inelul pentru focus este aici în față, când îl țin în mână am la degetul din față, pot face focus. Este destul de simplu de folosit așa, dar nu este cel mai simplu. Adică se poate face lucrul ăsta ușor, dar dacă ai o cursă foarte mare nu cred că poți să, să faci focus așa. Este un sistem interesant. Urmează să-l testez să văd cât de simplu este să folosești butonul ăsta de-aici din față. Oare aș putea să pun în pachet Ronin SC-ul meu și să-l opresc eu pe ăsta? Credeți că observă cineva că am trimis pe cel vechi? că îmi place, nu de alta, dar și aici este un upgrade 100%. Dacă ai Ronin SC sau Ronin S și vrei un upgrade la stabilizator, ambele suportă greutate mai mare, ambele au quick charge la ambele, acumulatorul ține mai mult și controlul cu display este fenomenal. Urmează, bineînțeles, să le testez pe teren, să vedem despre ce este vorba, dar până revin cu niște teste din real life, nu uita să vă abonați aici la canalul F64 pentru că mai urmează clipuri foarte, foarte tari.